Între timp, domnul Adrian Cioroianu este în legătură directă cu noi. Bună dimineața, mulțumim pentru intervenția în jurnal. Bună dimineața, bună dimineața. În ce lumină vedem tot ceea ce se întâmplă în acest moment la Palatul Parlamentului? Spuneam mai devreme, pare mai degrabă un bâlci decât o ședință acolo, dacă ne uităm la transmisiunea postată pe site-urile de socializare de George Simion și dacă ne uităm și la ce se întâmplă în fața Palatului Parlamentului. Da, din păcate, descrierea pe care o faceți e argumentată. Cred că este și un interes în a, cum să spun, a deplasa atenția de la povestea cu gloantele, care fie sunt gloante, fie sunt brelocuri. În fine, nu ne putem pronunța deocamdată, dar cred că partidul și domnul Simion în particular încearcă să și profite de scandal și să-l întoarcă oarecum, să-l redirecționeze în altă direcție și decât să rămână numai gestul colegei sale în atenție, să deplaseze, cum să spun, scandalul mai departe, împroșcându-i pe toți. Este o tactică la care domnul Simion de asta se pricepe foarte bine. Și George Simion, care a fost foarte reținut în momentul în care colega noastră l-a întrebat ce părere are despre incidentul care a avut loc în această dimineață și despre ceea ce se întâmplă în fața Parlamentului. A trecut pe lângă ea, nu a dat prea multe explicații, are propriul stil prin care vrea să comunice, fără să fie contrazis de reporterii care pot veni cu contraargumente și care pot prezenta realitatea. Să știți că în psihologia comunicării, acești oameni care comunică foarte mult, pentru ei, ei își sunt autosuficienți. Ăsta e motivul pentru care e convins că ceilalți comunicatori nu contează. Și având publicul său, un public într-o oarecare măsură captiv, un public în măsură să-l urmărească de ani de zile, dânsul nu dă foarte mare atenție restului presei, și asta se întâmplă de ani de zile, pentru că știe care el e propriul lui canal de comunicație. Ori întâmplarea de azi dimineață, repet, nu avem încă nicio confirmare a faptului că doamna sau domnișoara respectivă chiar ducea în Parlament gloante. Asta ar fi o chestie serioasă, pentru că ar ridica multe semne de întrebare și ar fi o tușă negativă și la adresa partidului prin extensie. Dar nu avem confirmarea. S-ar putea într-adevăr să fie brelocuri, s-ar putea să fie niște jucării. Vom vedea. Dar e clară intenția domnului Simion de a deplasa atenția în momentul de față. Și totuși vedem isterie extremistă în aceste imagini, domnule Cioroianu. Ar putea să escaladeze această situație? Păi dacă simte că lucrurile merg în defavoarea sa, domnul Simion are toate motivele să escaladeze, vă dați seama. Evident că suntem aproape de extremă, comportamentul domniei sale de multe ori a fost aproape de extremă, mă refer la extremă politică, nu de altă natură, că nu cunoaștem și nu judecăm viața oamenilor, dar vorbim actele sale politice. Cum vă spuneam, în momentul de față, dacă lucrurile merg în defavoarea partidului, să știți că va escalada. Aș vrea să vorbim puțin și despre ceea ce a pățit Ludovic Orban, care se află în această situație, este în opoziție, totuși a fost agresat de acești protestatari AUR. Spunea că de mai bine de 30 de ani de când merge în Parlament nu s-a simțit niciodată în pericol așa cum mi s-a întâmplat astăzi și vă reamintesc că a fost scuipat, a fost înjurat, a fost agresat și a fost nevoie de intervenția jandarmilor ca să poată ieși din acea zonă. Spunea acesta că este vorba despre un atac la adresa democrației și chiar în timp ce făcea declarații în fața colegilor noștri jurnaliști, a fost luat la întrebări și la ceartă de Dan Tănasă, lider AUR, care spunea că este un mincinos. Cum vedeți tot ceea ce se întâmplă în Parlament în acest moment? Spuneam că este un atac la adresa democrației. Este în acest moment? Putem vorbi despre așa ceva? Păi, din păcate, putem vorbi, pentru că să știți că eu aici sunt tentat să-l cred pe Ludovic Orban. Ludovic Orban e un om care avea relații în toate partidele, n-a fost niciodată un om conflictual. Am rămas efectiv surprins acum câteva zeci de minute când am citit declarația domniei sale, am rămas surprins pentru că nu era genul de om. Ludovic Orban nu e genul de om care să provoace pe cineva și asta duce la concluzia că acest comportament e puțin scăpat de sub control al oamenilor domnului Simion. Și atenție, s-ar putea să fie un comportament care să-i dăuneze intenționat cineva să-l scoată de pe tușă pe domnul Simion, chiar dintre proprii săi colegi.
Nu știu, dacă aveți, acolo... nu știu dacă aveți în momentul acesta acces și dacă vedeți ceea ce difuzăm noi pe ecran. Avem o nouă fotografie cu acele gloanțe care, pe care acea femeie membru AUR a încercat în această dimineață să le introducă în Parlament. Așteptăm mai multe clarificări din partea polițiștilor, din partea anchetatorilor. Femeia între timp se află la secția 17 de poliție. Vorbeam și cu domnul Ionuț Moșteanu, care spunea că legislația trebuie schimbată în ceea ce privește controlul parlamentarilor, pentru că, spunea, ei nu sunt verificați în momentul în care intră în Parlament, dar ar trebui s-ar simți mai în siguranță dacă s-ar întâmpla acest lucru și nu durează mult până la urmă. Spunea că este teamă de acești colegi și spunea că poate cineva ar putea duce la un moment dat o armă și nu e verificat. Păi normal, deci nici nu se pune discuția, controlul trebuie să fie foarte clar în toată societatea românească. Dacă vreodată ar reieși că un parlamentar a intrat cu gloanțe în Parlament, mâine ne-am așteptat ca un elev să facă aceeași față. Dacă a văzut la vârful țării, de ce n-ar face, sau un muncitor într-o întreprindere sau într-o firmă? Eu, din câte știu, când eram în Senatul României, eu știu că treceam printr-o poartă din astea cum sunt în aeroporturi. Dar mă rog, poate că, să zicem că poate nu eram controlați cu maximă atenție cei care erau senatori și parlamentari. Dar controlul ar trebui să se instituie cu o seriozitate maximă, pentru că vedem ce se poate întâmpla. Săptămâna trecută, cazul din Belgrad trebuie să fie un semnal de alarmă pentru noi toți. Care este pericolul real? Văzând aceste imagini și văzând aceste gloanțe, chiar dacă gloanțele nu erau letale, chiar dacă o să aflăm că erau brelocuri, așa cum a spus dumneavoastră, era una dintre variantele aruncate în spațiul online, care este mesajul transmis până la urmă printr-un astfel de gest? Păi mesajul este coborârea în derizoriu a politicului. Este exact ce nu ne trebuie, pentru că și așa în societatea românească, concetățenii nu prea au încredere în actul politic, nu au încredere în Parlament. Ori asta este sabotarea ca atare a democrației. Ori dacă mai afli și că astfel de lucrători parlamentari sau colaboratori ai partidelor, ce sunt ei, nu sunt nici măcar în stare să-și aleagă brelocurile, să nu mai ridice semne de întrebare, vă dați seama că un astfel de Parlament nu se mai bucură de respect. Ori ăsta e un atentat la democrația noastră. Ceea ce face, scandalul care se face în Parlament de fiecare dată, este un atentat la democrație, pentru că cade încrederea cetățenilor în actul politic. Și atunci ar trebui jandarmeria să intervină, domnule Cioroianu, să disperseze acest protest? Din punctul meu de vedere, jandarmeria trebuie să stopeze orice tulburare a ordinii publice. Că se întâmplă în Parlament, că se întâmplă pe o peluză de stadion sau că se întâmplă pe stradă, organele de forță ale statului trebuie să păstreze ordinea publică. Mulțumim pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date. Urmărim în continuare ceea ce se întâmplă la Palatul Parlamentului, acolo unde au loc proteste și unde a avut loc un incident în această dimineață, puțin înainte de ora 9, când o femeie, membru AUR, a încercat să aducă în Parlament câteva gloanțe. Acestea au fost confiscate, iar femeia se află în acest moment la secția 17 de poliție. Luăm o scurtă pauză și...